mare bucurie să vă reîntâlnesc și o dublă bucurie, de fapt, pentru că am descoperit că dumneavoastră a scris și un alt fel de teatru pentru copii și este aici o întreagă serie. Bună ziua, domnule Matei Vișniec! Bună ziua, mă bucur și eu să vă reîntâlnesc aici după 2 ani de absență. Da, scriu și teatru pentru copii și am început, aș spune, cu 25 de ani în urmă, când s-a născut fiica mea. Atunci am scris prima piesă pentru copii de 3-4 ani, când a crescut am scris o piesă pentru copii de 5-8 ani, după aceea am scris o piesă pentru copii de 8-11 ani și iată s-au adunat vreo 5 piese care sunt publicate toate la editura Arthur. Aceasta este cea mai nouă, Povestea regelui supărat pe Clov, dar aceste piese le-am scris în așa fel încât copiii să le poată și citi cu plăcere. Ele sunt ilustrate, iar persoana care le ilustrează este Andra Bădulescu, mama fetiței mele și omul cu care eu trăiesc de 32 de ani și care este soția mea și cea care îmi citește prima piesele atunci când le scriu. Deci o colaborare în doi, Andra este scenografă și ilustratoare. Îmi spuneați mai devreme, două dintre ele, dacă nu mă înșel, sunt deja puse în scenă la București? Sunt puse la București, de pildă o piesă pe care o consider foarte importantă. Se numește Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama. Este o poveste despre acești copii pe care uneori părinții îi abandonează, cu vecinii, cu bunicii, cu cine se poate, pentru că ei părinții pleacă în străinătate și uită să le dea acestor copii ceea ce este cel mai prețios, de fapt, timpul. Ori, această piesă a fost montată la Suceava, la Teatrul Municipal din Suceava, este montată și în alte orașe și cred că e o piesă făcută, sigur, să-i adoarmă pe cei mici, dar să-i trezească pe cei mari. Pentru că e un fenomen sociologic, aceste plecări masive din România, aș spune că are niște efecte secundare grave și cele mai grave sunt, aș spune, toxicitatea aceasta care se răsfrânge asupra copiilor, pentru că le este furat timpul copilăriei, le este furat timpul pe care ar trebui să-l petreacă cu mamele lor, cu taților, oricine, o societate destul de nemiloasă le fură acest timp și sechelele sunt greu de imaginat și probabil că vor dura uneori chiar și o viață întreagă.